tacerea fratelui pastor, am să citesc textul în această seară. Dacă aveți Biblia la Matei, capitolul 7, o să citim versetul 13 și 14. Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Trebuie să ascultăm cu respect și reverență Cuvântul lui Dumnezeu care se pune astfel, poarta cea stântă. Intrați pe poarta cea stântă, căci largă este poarta, largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar stântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Haideți să reocupăm locurile și să ascultăm. Dragii mei, e bucură în această seară, pentru că suntem în casa Domnului și, sigur, suntem convinși că Domnul este prezent întotdeauna pe copiii lui sau întotdeauna. Știți că m-a intrat pentru casa lui Cornelie. Cornelie a făcut o afirmație și a spus acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce se conduce în locul Sfântului. Dincolo de noi, Domnul este prezent. Ceea ce rugăm este El să ne vorbească prin Duhul Sfânt. Iar noi să avem inimile deschise, pentru că continuam El și spunea, văd că Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El, ne se primi de El. El se uită la inimă, noi îi uităm la fața omului de multe ori, poate la modul în care El apare, în ordinar, în fața noastră, dar Dumnezeu este Cel ce citește inimile, El vede ce este în inima noastră, gândul inimii. Ce vreau să spun aici, Domnul Iisus este un pasaj din predica de pe munte. Domnul este Cel ce îi învăța, spune Biblia, ca unul care avea putere. Toți erau uimiți. El nu învăța ca și fariseii și cărturarii, ca și cei din vremea lor. Domnul avea o putere și puterea aceasta era puterea Domnului care îi atingea pe toți cei ce erau acolo prezenți. Așa puterea avea Domnul în vorbire, sigur, nu neapărat în glas, cât în puterea pe care o avea, prin cuvântul pe care îl proclama. Încât spune Biblia că la un moment dat, 3.000 de persoane l-au urmat o zi între ele, nu au aruncat nimic, și dintre ei erau și femei și copii. Și un copilaș care a primit mâncarea de la mama lui, l-a urmat pe Domnul și a fost captat de mesajul Domnului de cuvântul lui. Și nu și-o mânca mâncarea, o uitat că trebuie să mănânce. În prezența Domnului ești descongestionat de problemele care le ai. Problema spirituală le reglează pe toate celelalte, chiar din punct de vedere fizic, al sănătății. În prezența Domnului uiți că ești bolnav, că ai o boală. În prezența Lui ești eliberat. Și celelalte probleme familiare, în orice direcție, Domnul este Cel ce le poate rezolva. Ne spune Biblia că Luca, capitolul 13, o femeie târgovă, înduită în două, 18 ani a fost bolnavă, în stare de neputință, un duc de neputință care o ținea, și 18 ani au mers la casa Domnului, la templu, la sinagogă, n-încetat. Și ne spune că ascultă pomeni ziua când s-a produs eliberarea minunea, dezgodământul. Și dacă nu se făcea, dacă nu era minunea aceasta, i-ar fi continuat cât ar fi trăit să-L caute pe Dumnezeu. Dacă cineva este, sigur, mai grav decât acea femeie gârbovă, poate este absorbit, absentează în motivat, obiectiv, de la casa Domnului. Dar altfel, în prezența Domnului, aici e întotdeauna este prezent. Noi nu venim la casa Domnului atunci când nu există părtășie aici, atunci ne putem ruga și acasă, putem studia cuvântul. Dar când este părtășie, trebuie să venim la casa Domnului. Ce frumos spune aici, intrați pe poarta cea strântă, spunea Domnul Iisus, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare. Și mulți sunt cei ce intră pe ea. Domnul Turnar Condeț spunea, mulți sunt chemați, dar puțin sunt aleși. Mai întâi aș vrea să menționez, să vedem cine este această poartă strântă. Sigur știm, este Domnul Iisus. La El se referă. Nu există o altă modalitate de a ajunge în cer la Dumnezeu.
Biblia ne spune acolo în cartea lui Ieremia, capitolul 23, versetul 23. Cine are îndrăznit să se apropie de capul lui de bine, zice Domnul oștilor. De Dumnezeu, de providență, nu te poți apropia cu îndrept și oricum, nici pe departe. De aceea, până la Domnul Iisus, nu ne puteam apropia. Mi-a să știți în vechime, Biblia spune în Ioan, în capitolul 1, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit din Iisus Hristos. Nimeni nu poate da. Există oameni care încearcă să fabrice ei har. Sigur, în ghilimele, nu există așa ceva. Cel ce de la e unul singur, Dumnezeu. Primul har ne spune Biblia a venit atunci când Domnul a coborât în lumea noastră, așa ne spune Pavel în epistola venit. Când scrie lui Ghid, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, o fost arătat. Harul acesta ne învață să o rupem cu vădinătatea, cu poftele lumea, să trăim în viață de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu iertare. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare în nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El a adus primul har și cei care beneficiază de primul har și să lase prelucrați de primul har, așa cum noi suntem aici, ne-am adunat, cum spunea Pavel, că El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om ca să învățișăm pe orice om nesăvârșit înaintea lui Hristos. Una din scopurile pe care noi le avem când venim la casa Domnului. Sigur, primul scop suprem este să lăudăm, să-L proclamăm pe El. Dar în altul, aici să ne învățăm unul pe altul. Aici Domnul ne modelează. Aici El ne învață. Aici Domnul vrea să ne conectăm. Aici vrea să ne uităm țintă la păcătuințele și la promisiunile Lui. Și apoi, dacă beneficiem de primul har și ne lăsăm prelucrați, Domnul promite și cel de-al doilea har. Cel de-al doilea har va fi la toată venirea lui. Domnul a adus primul și al doilea tot el îl va aduce. De aceea spune în epistola lui Ioan, foarte frumos, în capitolul 3, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Previți-vă acum suntem copii al lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu vă cunosc nici pe el. Noi am vrea de multe ori să ne cunoască lumea, cei din Uneroara, din Arad. Dar, vedeți, nici pe Domnul nu l-au cunoscut. Foarte interesant. L-au așteptat, ei știau, Vechiul Testament, l-au vorbit, asta scotea în evidență Vechiul Testament. Toți prorocii vorbeau despre el. Ei studiau prorocii și legea ca să vadă când va veni Hristosul și când l-au venit, când l-au venit, nu l-au cunoscut. Nu l-au înțeles. Ei, așa să nu uităm, biserica există. Reprezentanța împărăției lui Dumnezeu pe pământ este biserica lui. El este pe pământ, dar lumea nu o cunoaște, pentru că nu o cunosc nici pe el. Ce frumos, ce tare în adâncă. Ei, dacă noi ne păstrăm verticalitatea și chemarea înaltă și îl onorăm pe el prin viața noastră, el ne promite și cel de-al doilea har, la venirea lui. Ce promite cel de-al doilea har? Acum suntem copii, ce copii nu s-a arătat încă, dar știm un lucru, că atunci când va veni el, vom fi ca el. Pentru că vom vedea așa cum este, asta-i nădejdea noastră, asta-i speranța noastră. În virtutea ei îl slujim de Dumnezeu și mergem înainte și cu toată inima și la nu dorim să-L slujim pe el. Îi mulțumim Domnului Iisus pentru mântuirea lui. Lui îl adorăm. Faptul că am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și spune Pavel acolo în Romani, dar mai nu ne bucurăm chiar și necazurile noastre. Că necazul vede mâna lui Dumnezeu, providența lui, purtarea lui de grijă. Împlinirea pe care Domnul lui Dumnezeu o spune, chiamă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar Domnul mă vei prosperi. În necaz vede mâna lui Dumnezeu și Domnul lui. Purtarea lui de grijă, expresia purtării de grijă pe care zi, un tată de sfârșit. Ei, ne-a vrea să nu uităm modalitatea de a ne apropia de providență, de cel prea înalt. O fost și este una singură, Domnul Iisus Hristos. Nu ne putem cu o altă variantă, nu există, o altă alternativă, nu există, una singură. Dar aceasta este sigură. Uitați ce spune, ce frumos vorbește despre Domnul Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan. Versetul 3 din capitolul 1. Toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Domnul Iisus, nimic nici a fost făcut, n-a fost făcut fără El. O zis toate. Zice versetul 10.
Zice, el era în lume, lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. În capitolul 10 din Evanghelia după Ioan, continuă aici și spune, versetul 79, Iisus ne-a mai zis, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor, ușa de intrare în veșnicie, la capăt. Versetul 9, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Prin el. Vă vedea sigur ce înseamnă asta să intrăm prin el. Sulecea, capitolul 14, versetul 6. Zice, Iisus le-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. La cel preanal, la Tatăl, nu putem ajunge decât prin Domnul Iisus. Dar prin el există siguranță. Poate ce spune Apostolul Pavel, scrie foarte mult în această direcție de bună oră, în Efeseni, capitolul 2. Mi-a spus aici, versetul 13, dar acum în Hristos Iisus, voi, care din oare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Versetul 18, căci prin el, prin Domnul Iisus și unii și alții, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Versetul 12 din capitolul 3, în el avem, zice, prin credința în el, în Domnul Iisus, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cum trebuie. De aceea că noi ne rugăm, rugăciunile noastre ajută cel preanalt. De aceea noi ne rugăm în numele Domnului și cel preanalt privește prin prisma Domnului Iisus Hristos, a jertfei Lui, care, sigur, o satisfăcu cerințele celui preanalt. Spune Biblia, care Evreilor foarte frumos aici, în capitolul 7, versetul 25 și 26. De aceea și poate să mântuiască în timp de săvârșit. Pe cei ce se apropie de Dumnezeu, prin el. Pentru că trăiește pururea, ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de cerul. Deci vreau să nu uităm, dragii mei, că nu ne apropiem prin noi, oricât de moral ar fi cineva, nu există apropiere de Dumnezeu fără Domnul Iisus. A fi moral e una, a fi spiritual este tot cu altă. A fi neprienit. Neprienirea nu o putem primi decât prin Domnul Iisus. Și apoi, sigur, noi trebuie să trăim un standard de neprienire și vom vedea pe care Dumnezeu îl dorește de la noi. De aceea doresc pentru Biserica Golgota Domnul să o binecuvânteze. Amin. Știți că există Ghețimani, Gabata, Golgota, toate cu gâră. Fiecare, Domnul Iisus a făcut cele trei, a trecut din cele trei puncte. Foarte importante. Bătăliile cele mai mari acolo s-au dat. Dar Domnul Iisus și în ultima instanță pe Golgota, pe cruce, el a fost un bun. El acolo a controlat evenimentele ca un adevărat stăpân. El acolo ne spune Biblia, Coloseni, spune Pavel, o dezbrăcat domniile și stăpânile. Și le-a făcut de o cară înaintea lumii, ieșind biruitor asupra lor prin cruce. El acolo a fost stăpân. Mă uimește când citesc de fiecare dată, nu pot să nu fiu mișcat de fiecare dată. Domnul pe cruce nu ia, pentru creatura mâinilor lui. Și acolo a spus că mai există lucruri care trebuie să împlinească. Și a spus, nesete. Acolo ne spune Biblia, s-o îndreptați pe Maria, mama lui, și-a spus, femeie, iată fiul tău, îndreptându-se spre Ioan. Iar lui Ioan i-a spus, fiule, iată mama ta. Pe cruce, Domnul murea pentru creatura mâinilor lui, iar omul insensibil, creat de Dumnezeu, zice, trăgea la sos pentru cămașa lui. Insensibil de ceea ce se întâmpla sus pe cruce. Extraordinar. Domnul a fost un adevărat stăpân, un adevărat Dumnezeu. De aceea, din toată inima dorim, Doamne, Te onorăm și Te cinstim pe Tine. Amin. Vrem, Doamne, prin Tine, vrem cu Tine, vrem să fii cu Domnul pentru noi. De aceea ne spune Biblia și viața vecinică este aceasta. Ioan 17, versetul 3. Să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai primit. Iar în Ioan, capitolul 5, versetul 39 spune, cercetați Scripturile, pentru că considerați că în ele este viața veșnică. Dar însă și ele, Scripturile, mărturisesc despre tine. Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Toată Biblia nu face altceva decât să scoată în evidență mântuirea celui prealalt prin Domnul Iisus Hristos. Nu fără El, totul prin El. Tot
tot vis-a-vis de Domnul Iisus, pentru că merită. El e poarta, El e ușa, El e calea. În ultima instanță, El este totul. Pentru că uitați ce spune aici în Ioan, în Epistola lui Ioan, în capitolul 5, 1 Ioan 5, versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepe să cunoaște pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui, zice, El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Ce frumos! O zis despre El, ce afirmații, ce se sublinier face Biblia, Cartea Sfântă. Ne spune aici, în Cartea Sfântă, Efesenii, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locul de cerești. E extraordinar! Au zis că noi suntem deja în locul cerești. Ce vom fi? Acum suntem copii al lui Dumnezeu, biserica Lui. Ce vom fi? Nu s-a arătat. Vom fi acolo în glorie și slavă cu El, când va veni El. Zice continuare, în El, în Domnul Iisus, Tatăl, ne-a ales înainte de întemeierea Lui, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce zice, ne-a rânduit mai dinainte să fim înviați prin Iisus Hristos, după până plăcerea voiei sale. Și apoi continuă în Cartea Colosenilor. Aia atât de frumos aici vorbește Omul lui Dumnezeu. Zice printre altele, versetul 13 și 14. El ne-a izbăvit de sub puterea puterii, cum ne-a strămutat deja în împărăția Fiului dragostei Lui. În care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Auzim versetul 15. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, prin Domnul Iisus, care sunt în ceruri, pe pământ, fie cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii, toate au fost făcute prin El și pentru El. Zice, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Versetul 19 și 20. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să face totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și acum, capitolul 2, aici, frumusețe când citim, asta și ca o provocare pentru noi, să citim cuvântul cu adevărat. Adevăratele valori, să știți că sunt aici în cuvântul lui Dumnezeu. Odinu-mă ce spune aici, versetul 1 și 2 din capitolul 2. Vreau, în adevăr, să știți cât de mare multă duc pentru voi. Pentru cei din Laodicea, pentru toți cei ce nu i-au văzut fața într-o. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Taina lui Dumnezeu este Hristos. Taina lui Dumnezeu Tatăl este Hristos. Și acum zice în continuare, prin care sunt ascunse, versetul 3, toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și ce spune aproape? Veniți-vă de împotrivirile științei, pe dreptul mediastră. Sigur, știința pe care Dumnezeu a îngăduit-o în lumea aceasta merge până la un punct. Ea vizează însă viața aceasta trecătoare. Însă știința pe care Dumnezeu o are aici focalizată prin Domnul Iisus, ea vizează și viața aceasta, dar vizează veșnicia întreagă. Iar totul este înnobilat, parcă, versetul 9 și 10 din capitolul 2 din Coloseni. Căci în El, în Domnul Iisus, locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniei. Doamne, binecuvântă Biserica Golgota! Știți ce spune în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3? Spune acolo, printre altele ferice, de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce plinește cuvintele acestei prorocii. Căci venea este aproape. De aceea doresc, Doamne, învivă inima noastră de cuvântul Tău. Amin. Inima este ca un burete, dacă vreți. Inima din dreapta, bineînțeles. Nu-i coloc de inima din stânga. Zice, inima de Domnul este la stânga Lui. Iar inima înțeleptului este la dreapta Lui. Știți ce este inima unui om când nu se întoarce la Dumnezeu, până nu-L primește? El este mort din punct de vedere spiritual. Are nevoie de o întoarcere, Iisus. Revenire la viață. Dar asta numai Hristos o poate, dar numai Domnul. Prin prezența Lui. Dar până când Domnul nu se întoarce,
Ne spune Biblia în Evanghelia, tot aici, în Evanghelia după Matei, capitolul 15. Ne spune aici în felul următor, că din inimă ies gândurile ucidere, preacurbire, curbire, furtizarul, mărburile mincinoase, hulele, iată lucrurile care se furtă pe om. Ies din inimă. Din care inima? Din inima din dreapta, care e moartă spiritual. În momentul în care îl primește pe Domnul, el devine la viață, nașterea din nou. El vine la viață. De inima aceea, Domnul o curățește atunci. Cum o curățește? Au zis cum o curățește? Fapte, capitolul 15, versetul 89. Și Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat o sfânta și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, pentru că le-a curățit inimile prin credință. Îl primesc pe Domnul Iisus Hristos și El îți curăță inima. Și în momentul acela, inima este curată și de acolo să rămână liberă. Măturată și împodobită doar. Domnul vrea să umple. De ce să umple? De prezența Lui. Prezența Lui prin ce este în noi? Este prin cuvântul Lui și este prin Duhul Lui. Și atunci întâmplă ce spune omul lui Dumnezeu. Paharul meu este plin de nepte, dă peste El. De aceea e foarte important Psalmul 119. Cum își va să ne apă în rând? Curată căraia. Îndreptându-se după cuvântul tău. Strânge cuvântul tău unde? În inima mea, în inima din dreapta. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Nu zici? Dacă nu strâng cuvântul în fiecare zi, tot că sunt vulnerabil, că vrăjmașul mă urmărește. Eu sigur, nu să dă bătut. M-am întors la Dumnezeu cu 45 de ani în urmă și acum gata, renunță, dar eu mă urmărește tot timpul. Și atac acolo la punctul sensibil, unde soara este subțiată. Acolo zice Biblia, păcatul te urmărește. Care e păcat? Care l-ai avut înainte de a te toarce la Domnul. Păcatul care te urmări din tinerețe. Și acolo diavolul încearcă, te urmărește, dar tu să-l stăpânești. Cine poate să-l stăpânească? Sigur, noi trebuie să-l stăpânim prin ajutorul Domnului. El e noi prin cuvântul Lui, prin Duhul Lui și El este Cel ce ne dă biruință. De aceea doresc încă o dată Domnul să binecuvânteze biserica sa. Spune aici, intrați pe poarta cea strântă, căci largă este poarta, lată e calea care duce și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta îngustă, e calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Ne spune Biblia foarte frumos în Evanghelia după Luca. Spune aici Domnul Iisus Hristos într-o rugăciune pe care El a făcut-o la un moment dat. E o rugăciune unică în felul ei. Auzi ce spune aici. În capitolul 11, e rugăciunea Domnului, printre altele. Spune aici, Tată, Doamne al Cerului și al Pământului, Elahul, versetul 21. Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți priceput și ne-ai descoperit rugilor. Dar Tatăl de la urmă, așa ai găsit cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl. Nici cine este Tatăl afară de Fiul și acelea căruia vrea Fiul să îl descopere. Nimeni nu știe. Decât atunci când Dumnezeu dă vărul la o parte, și te face să înțelegi voia Lui. Eu vreau câteva lucruri să le menționez și primul lucru. De ce îi spune ușă strântă și tare îngustă? Ca să avem o înțelegere mai întâi asupra acestei afirmații. Primul lucru, pentru că în împărăție trebuie să intrăm prin multe necazuri. Vreau să spun aici pe pământ, dacă Domnul ne zice Biblia, Matei 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Dacă Domnul ne-a chemat doar la împărăție, fără neprihănirea Lui, cine este neprihănirea Lui? Neprihănirea Lui este Domnul Iisus. Neprihănirea Lui Dumnezeu. Când zice și neprihănirea Lui, căutați-o, aia înseamnă că e standardul, măsura pe care eu trebuie să o urmăresc. Modelul meu. Modelul meu. Știți ce spune autorul Epistolei către Evrei? Capitolul 3, versetul 1. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Atingiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Modelul nostru, ținta noastră supremă, este Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, în împărăție,
eu de tot prin egal. Cum nu citesc textele, că sunt foarte multe. Zice Petru, printre altele, eu a trecut prin încercări. A fost încercat. De aceea și noi vom fi încercați. Nu se poate, fără încercare, să ajungem în cerca Domnului. Ei, în împărăție, intrăm în încercare. Dar în încercare, odată, noi vedem prezența, puterea și ajutorul lui Dumnezeu. Eu rog pe Domnul, Domnul să ne dea biruință. Un al doilea motiv, de ce zice ușă strâmtă, care e gustă? Pentru că pe calea aceasta strântă e calea pocăinței, a credinței, a sfințeniei. Ea niciodată nu vă rog. Niciodată nu vă rog. Vedeți, oamenii acasă aibă cuvinte dulcere. Și la ora cu ala am auzit în multe locuri. Nu-i bine, zice, să pronunț cuvântul pocăinței, să se pocăinței. Dar nu găsim un altul. Domnul Iisus a proclamat pocăința. Ioan Botezătorul, când a venit, a proclamat pocăința. Fără pocăință nu se poate, calea de intrare. Ușă strâmtă care e gustă, pentru că pocăința, sfințenia, credința, neprienirea, n-a fost niciodată la urmă. Ori nu mai ce spune în Faptele Apostolilor, ca un exemplu, vis-a-vis de această afirmație. Și din Fapte, capitolul 28, spune aici, foarte frumos, la un moment dat, versetul 22, zice, dar nu vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pentru timpul stârnește împotrivire. Când e vorba de o cale gustă, foarte strântă, partida aceasta stârnește împotrivire. Sigur, noi nu încercăm să facem poarta mai strântă decât este, dar nici o lărgim. Iar Domnul a lăsat așa cum a trasat-o Domnul. Și cel ce a trasat-o și a mers pe ea, a fost Domnul Iisus Hristos. A fost apoi biserica primară și acolo noi trebuie să ne uităm. De aceea spune, uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-ne credința. Eu doresc Dumnezeu să ne întărească. Un al treilea motiv, de ce spune ușă strântă care îngustă? Pentru că turma bunului păstor întotdeauna a fost mică în mare. Față de ceilalți. Față de ceilalți a fost mică. Chiar dacă noi spunem un număr, o cifră de onoare a Bisericii Pentecostale, când avem anumite conferințe, întâlniri la nivel național, acolo dăm anumite statistici. Chiar și la nivelul comunității, pe cele 4 județe. Dar este și asta ceva relativ. Adevărul nu știe numai Domnul, în adevărul proces al Cuvântului. Dar și cifrele acestea sunt mici, intime, față de ceilalți care ne înconjoară. Și atunci am zis mereu, Doamne, ceva de binecuvântare mai făcut să te frumos pe tine într-o lume atât de mare. Nu știu dacă dumneavoastră meditați mereu la acest mare lucru, extraordinar. Mă scot dimineața cu soția, vorbesc, eu n-am decât 65 de ani, sunt aici a fost care am mai mult. Dar vorbesc de multe ori, mai cum s-a dus viața, parcă ieri ne-am căsătorit. Avem 30 de nepoți la ora actuală, ne bucurăm mult de ei. Avem acolo cu noi 10 nepoți, ne bucurăm de ei fiecare dimineață. Dar când ne sunăm dimineața, să-i mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne, mi-ai dat pace liniște. Vă spunem lui Dumnezeu, eu mă duc și adorm în pace. Că și numai tu, Doamne, dai liniște de plină de locuința mea. Extraordinar. Să ne credințez în timpul zilei, mișcări de alergările zilnice, Doamne, vreau să fii cu mine. Doamne, dă-mi izbândă la acțiuni, dacă vreuna din ele nu vreună voia ta, pune prieteni, oprește-mă. Cum să implică Dumnezeu în toate problemele noastre? Dumnezeul acesta mare, de este extraordinar. El controlează Universul, miliardele și miliardele de planete, de galaxii. Dar în același timp, El îi se implică în viața ta personală și a mea. În cele mai mici detalii. În problema profesională, familială, a copiilor, a nepoților. În toate El se implică. Și am zis mereu, Doamne, te binecuvintesc pentru că ne-ai dat lumină și ne-ai chemat la mântuire. Cea mai mare binecuvântare. Că toate celelalte vizează doar viața aceasta trecătoare. Apoi un al patrulea motiv. De ce îi spune ușa strântă care e îngustă? Pentru că pe această cale nu poți oricum. Cu bagaje nu poți intra. Tata nu poate mântui băiatul. Nici mama fac. Fiecare personal. Binecuvântarea unui copil, sigur, noi apreciem fiul. Noi credem în binecuvântări de copii. De-aia îi ducem la casa Domnului. Dar ideea este la majorate, ei trebuie să hotărască singur din nou Domnul lor. Atunci când pot să decidă, ei trebuie să-și hotărască soarta lor. Foarte important. De aceea nu poți oricum, fiecare personal,
14, haideți să citim versetul 33. Spune în Luca 14, rectific. Spune aici în versetul 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leagă de din tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Adică dacă iubești ceva mai mult decât îl iubești pe el, nu poți. El trebuie să fie primul în viața ta și în viața mea. Dar nu înseamnă că pe celelalte Domnul vrea să vine ea să le abandonezi. Nu, le am și pe acelea. Cum spune Pavel în Timotei. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Dar pe Cristina trebuie să fie cel mai mare. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Doamne, vrem să te schimbăm pe tine în inimile noastre. O vizit de la această idee, Matei 10. Ce spune aici cuvântul? Foarte frumos. De aceea că oricine vă va mărturisi înaintea oamenilor, vă mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în Cerul. Dacă oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, nu voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în Cerul. Zice cine iubește, dar și din 36, și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Acum aici e prețul, care trebuie plătit. Cine iubește pe tată ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu se ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine va păstra viața aceasta, o va pierde pe cealaltă. Și cine va pierde viața aceasta în inimele pentru mine, o va câștiga pe cealaltă. Ce frumos! De prin toate el, aia nu înseamnă că nu iubesc părinții, că iubesc. Pentru că Biblia pe credincioși despre ei spune în Timotei. Dacă cineva nu se îngrijește de cel din casa lui, este mai rău decât un necredincioș și s-o nepotat de la necredință. Ori noi ne îngrijim, dar pe prin plan este Domnul Iisus Hristos. E mântuirea lui, este jertfa lui, e lucrarea lui. Și apoi eu am și pe toate celelalte pe care Domnul mi l-a dăruit și sunt în jurul meu. Apoi un alt lucru, un al cincilea, de ce spune ușa strântă care îngustă? Pentru că este incomodă, pentru fire. Pentru fire este incomodă. Să uite, noi avem acum, am avut o săptămână de evangelizare, foarte mult a fost. Locurile care avem unei 400 de locuri au fost chipsită toată săptămâna, mai ales final. Și am început de luni cu stăruință. Luni, marți și miercuri, de 3 zile, au fost 35 botezați cu Dumnezeu, dar sunt sute și sute acolo de tine care sunt la stăruință și biserica vine la stăruință. Și avem până la sfârșitul lunii, e incomodă pentru fie, să vin fiecare zi. Să renunți la ale tale și să vii la casa Domnului. Să vii să ține cam 3 ore, jumătate, 4 ore. Depinde, de o zi la alta. De multe ori anumite lucruri pe care le face este incomodă, dar merită. Merită pentru că cel ce contabilizează, nu suntem noi, noi nu trebuie să contabilizăm ce facem. Mă duc într-o parte în alta. Zice Biblia, el numără pașii vieții mele de privială, extraordinar. Pune lacrimile în bunucul meu, sunt prinse, înscrise în cartea ta, lacrimile mele, pașii mei, sunt numărați din ele, e nemaipomenit. Până și pașii pe care îi fac pentru el, nu pentru cele pe care fac, pentru el, toți sunt numărați. De aceea nu e un moment în care veniți la repetiție aici, măi, și asta mă duc, dar asta se poate până mine, nu se poate. Dacă vrei să pierzi din mine cuvântare, nu vine. Toate Domnul are în campul și toate sunt în evidența lui. De aceea noi Domnul să nu te dărâmne pe cu el. În continuare, mă vreți la cel de-al șaselea motiv. De ce spune ușa strântă, care îngustă? Pentru că este un standard, o măsură. O măsură pe care Domnul are pentru noi. Și ce-o spune Domnul Iisus? Dacă neprienirea voastră nu va întrece neprienirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun tip nu veți intra în împărăția celor lor. Cum este un standard, da? Domnul dă de pierire starea de mântuire. Dar acum mântuirea aceasta spune Biblia în Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Trebuie să o ducem până la capăt. Știți când e capătul? Când ne cheamă Domnul acasă? Sau dacă vom fi în viață la venirea Lui, atunci este capătul. Dar până atunci trebuie să o ducem. Dar Biblia nu numai de mântuire. Sigur, mântuirea le cuprinde pe toate celelalte. În mântuire sunt focalizate toate celelalte cerințe cerești ca lui Dumnezeu. Spune aici al doi Corintei, capitolul 6, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de păgăduințe, preiubiților să vă ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Sfințirea trebuie dusă până la capăt.
Apoi Biblia vorbește aici în epistola către autorul epistolei către evrei. Capitolul 6. Ne spune aici versetul 11. Dorindu-se ca fiecare din voi să arate aceeași lumină, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Nădejdea până la capăt. Încredințați în promisiunile lui Dumnezeu. Că toate le poate face Dumnezeu, un singur lucru nu-l poate face. Dumnezeu nu poate să mintă. El este adevărul. În capitolul 3, Evrei, versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Auziți ce suntem noi? Casa lui, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Domnul să ne binecuvinteze. Deci să nu uităm, este o măsură, un standard. Pe ușa asta cine intră fără bagaje, nu? Trebuie poți să ai bagaje. Nu poți să intri doi împreună deodată, dar de unde? Asta putem aici și pe, când intrăm în apa botezului. Dar aici este vorba de cele spirituale, pe ușa spirituală care e Domnul Iisus. Nu putem intra, fiecare personal, fiecare fără bagaj, liber, curat și Domnul când se uită, El se uită la inimile noastre. Se uită la omul înăuntru. Eu vreau vis-a-vis de standardul, cerința aceasta, ușă strântă, să vedem câteva cerințe pe care le are Domnul. Câteva standarde pe care Domnul le cere și le pretinde. În primul rând, Domnul are un standard de neprienire. Să știți, neprienirea noastră, noi știm cine este, nu suntem noi, e Domnul Iisus. Ne spune aici în Cartea Romanilor, citim, capitolul 3. Citim ceva. Uitați ce spune aici Apostolul Pavel în Roman, în capitolul 3. Zice, căci nimeni, versetul 20, nu va fi socotit neprienit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Zice, versetul 21, zice, dar acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Versetul 22, neprienirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos Iisus. Versetul 26, și tocmai și totuși să socotească neprieniți pe cel ce crede în El. Ei, neprienirea aceasta pe care Domnul, Biblia spune despre Domnul Iisus, a fost neprienit, desăvârșit. Dar mă sigur, noi nu putem atinge niciodată standardul de neprienire pe care o avut El. Dar există o măsură, o măsură pe care ne-o pregătim și nouă. Ei, măsura aceasta o are Dumnezeu. Unde o găsim? O găsim aici în cuvânt. Auziți-mă, vis-a-vis de această măsură. Ce spune Biblia? Efeseni, capitolul 4. Citim aici, versetul 23 și 24. Și să vă noiți în Duhul minții voastre, ca să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după timpul lui Dumnezeu, și acum atenție, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Neprihănirea și sfințenia cerută de Dumnezeu nu o pretinde cel din dreapta și din stânga, nici măcar o biserică locală. Biserica noastră se numește vedere din amă. Nici măcar vedere, nici pe neva. Toți trebuie să ne raportăm la cerința. Care-i cerința? Neprihănirea, zice pe care o dă, adevărul. Care-i adevărul? Cuvântul. Cine-i adevărul? Domnul Iisus Hristos. Noi uităm la Domnul Iisus, la viața Lui și noi trebuie să o urmărim tot timpul. Când o vom urmărim-o, neprihănirea Lui, nu vom fi mulțumiți cu noi. Starea de automulțumire, să știți că e foarte periculoasă. Este un real pericol. Știți dumneavoastră care a fost păcatul celor din ce scrie Ezechiel aici, și din capitolul 16. Spuneți că printre altele așa, iată care a fost de legiuria soarei tale, Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Că sunt bine, totul e noapte. Ea, zice, și fiicele ei, și nu sprijinea pe cel nenorocit și zicea așa mai departe. Apoi, în continuare, urma cealaltă etapă. Ele s-au simțit și-au făcut lucruri ricioase și desimate înaintea mea. De aceea ne-am și nimicit când am văzut lucrurile acestea. Standardul de neprienire îl are Dumnezeu pentru noi. Și standardul acesta este Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să urmărim acest standard. Auziți ce spune în Cartea Evreilor, vis-a-vis de Domnul încă o dată, capitolul 7, versetul 26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de cer. Acum, în Cartea Filipenilor, și în Efesie, citim și în Colosene apoi, dar citim aici, în Cartea Filipenilor, în capitolul 2, spune cuvântul, versetul 14 și 15,
Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără joie, ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, și au fiți acum fără vină, în mijlocul unui neam cicăloși și stricat, prin care străluciți ca niște lumini în lume, extraordinar. Recitim versetul 15 că merită. Ca să fiți fără prihană, curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam cicăloși și stricat, prin care străluciți ca niște lumini în lume. În Cartea Prozimilor, capitolul 1, versetul 22. Prin trupul lui de carne, prin moarte, să vă facă să vă împățișați înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu, sfinți, fără prihană și fără vină, extraordinar. Biblia spune că a prezentat biserica lui, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Eu rog pe Dumnezeu, Doamne, lasă puterea ta peste noi. Doamne, ajută-ne să urmărim lucrurile care duc la pace și la sfințire. Deci nu uităm un prim lucru, când e vorba de standard, de măsură, uitându-ne la Domnul, standardul din Evreile, există o măsură. Nu știm, dar trebuie să urmărim, să urmărim cu toată inima. Pentru că vreau să mai spun un lucru, să nu uitați. Noi avem un dreptar. Vedeți, în zidărie de bunoare, în construcții, există de un îndreptar, care trebuie neapărat, tot mereu, cu el se urmărește, dacă totul este în ordine. Sunt niște cerințe, parametri pe care se cer. Auzi cum așa spune din familie cele spirituale, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 13. Dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. În Cartea Galatenilor, în capitolul 6, versetul 16 spune, și despre toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și despre Israelul lui Dumnezeu să fie prance și îndurate. Citim în Cartea Romanilor, tot în această idee, capitolul 6, versetul 17, dar mulțumim fie aduse lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a scos robia ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. În capitolul 2, tot aici în Cartea Romanilor, versetul 20, păcătuitorul celor care minte, învățătorul celor neștiutor, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și adevărului, adică aici în cuvânt. Iar versetul 16 ca un cumnare, și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Deci să nu uităm, standardul de neîncredere îl avem aici. Dreptarul îl avem aici în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea doresc încă o dată, Doamne, umple-ne de Cuvântul tău. Amin. Dragi colegi, trebuie să citim Cuvântul, să nu-i o zi, să nu-l citim. Cuvântul ne dă putere de ciocată. Fără ea nu putem, nu avem putere. Cuvântul e o putere. Mie nu e rușine de Evanghelia pe Hristos, pentru că ea este puterea de mântuire. Putere, e o forță extraordinară. Tot putere ce-i pe pământ, dar un lucru rămâne veșnic, Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este în mine Cuvântul, ce se întâmplă cu el, se va întâmpla și cu mine. Cuvântul e veșnic și eu voi rămâne veșnic. De aceea, Doamne, Doamne, umple-ne de Cuvântul tău. Iar în al doilea lucru, sigur, Duhul lui Dumnezeu. Se va împlini ce spune Ioan în epistola lui. Ce este în voi este mai mare decât ce este în lume. Ce este în noi este Duhul lui Dumnezeu. Deci lucrul acela acum care ți-a fost îngrădițat, îi spune Pavel lui Timotei, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Doamne, umple-ne de Duhul tău. Cuvântul tău și Duhul tău. Până al doilea lucru pe care vreau să menționez. Când e vorba de standard de măsură, e o măsură de smerenie pe care Domnul o pretinde. Și ce-a spus în Matei 11? Veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Mai încape oare smerenie la noi? Vreau să spun că nimeni nu vorbim de smerenie. Smerenia întâmplată la oricare dintre noi. Modelul e Domnul Iisus. Și sigur, nu putem noi atinge. Nu putem, că suntem oameni, dar trebuie să urmărim smerenia. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, spune Biblia. Ei, tot la fel, fără smerenie nu se poate. Eu totdeauna să am înțeles, smerenia e un teren.
Și se spune cum începe fericirea. Momentul în care Domnul a programat principiile împărăției din Matei 5. Fericirea și săracii în Duh. Pe ce lor este împărăția celui Domnului. Cei săracii în Duh e cel smerit. Cel smerit. Este terenul de unde ies toate celelalte. Apoi mă văd un lucru foarte interesant, ferice de cei ce plâng. Că cei vor fi mântuiați. Trebuie terenul smereniei să fie mutat de lacrimi de pocăințe. Doamne, dar când s-a fost că mă mântuiesc la tine și acum să plâng? Plânsul este un mare fapt, să poți plânge. Extraordinar, să poți plânge pentru cel de lângă tine. Biblia spune cu lacrimi, cu strigă de mar și cu lacrimi. Că de cel ce putea să-i izbăvească de la moarte, Evrei 5. Și fiind ascultat, din pricina evraiei lui. Eu doresc, Doamne, de o inimă smerită. Inimă smerită, de acolo. Că inima toate celelalte se va face smerite. De aici, din lăuntru. Omul lăuntru e smerit. E un lucru mare smerit. Auzi cum așa spune Biblia. Sigur, sunt multe texte, dar citim ceva numai. Ca suport al afirmației. Psalmul 119, spune aici, versetul 67. Până ce am fost smerit, sau nu m-am smerit, rătăceam. Un om ca să poată fi pe care bună trebuie să se smerească. Multe trei par omului bune, dar la urmă se vă duc la moarte și nu mai poți face nimic. Ei, de-aia mi-a vrut, cum spune Psalmul 139, cercetează-mă cu Dumnezeu și vezi dacă sunt pe o cale rea și după pe calea mântuirii. Cum s-ar putea să fiu pe o cale greșită și să nu știu, dar s-ar putea. Numai atunci când mă verific tot timpul cu acest cuvânt, mă raportez o plină. Tot timpul sunt concentrat în cuvânt, mă uit aici, acum pot să descoper. Și atunci Domnul descoper. Ce frumos! Până ce am fost smerit sau nu, până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț o lânduire tale. Doamne, e bine că m-ai smerit, dar mai bine este atunci când mă smeresc eu. Că uneori Biblia spune că Domnul a smerit prin suferință, Psalmul 107. Prin suferință. Ei, El nu vrea. Dacă mă smeresc eu, El nu mă mai smerește. El vrea să mă smeresc eu. Doamne, ajută-mă să mă smerești. Apoi spune Psalmul că versetul 75. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Zice, din credincioșie mai smerit. Din credincioșie. Hai că citim și din Psalmul 25. Pentru că suntem aici în Psalm și în Psalmul 18. Poziți în Psalmul 25 ce spune. Versetul 34. Dar toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dat de rușine, ci de rușine vor fi dat cei ce te părăsesc fără de mine. Doamne, arată-mi căile tale și învață-mă căile tale. Și acum versetul 9. Păi cine învață? Păi, care-i cel pe care îl învață în cărările? Care? Versetul 9. El face pe cei smeriți să umple tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Extraordinar. Hai, Domnul, modalitate. Știți că Biblia mai spune ceva foarte interesant. În o biserică locală pot să fie oameni smeriți și oameni mândri. În acea biserică. O zice, spune aici în Proverbe, capitolul 5, versetul 13. Citim aici. Cum am putut să mă ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Când de ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? În timp ce unul ascultă lângă mine, îi cu inima deschisă, Domnul nu va să s-o ocupă de creșterea lui spirituală. Este deschis și cu toată gloria. Și un alt, eu de bună oară, dacă nu ascult lângă el, eu pot să mă pierd. De aceea, pentru toți cei prezenți, doresc, Doamne, dă-ne mântuire. Vrem, Doamne, să înaintăm pe calea ta. Vrem, Doamne, să fim smeriți. Modelul nostru, cine este? Este Domnul Iisus. Auzi, nu așa spune Biblia despre El. Citim și din Filipeni foarte frumos și spune aici Pavel. Să aveți în voi, versetul 5 din capitolul 2, gândul acesta care era și Hristos Iisus. El măcar că avea timpul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut la lucrul de a apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un tip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La Francișan a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și spre cineva înălțat Domnul atunci când va veni la doua oară și va duce pentru cineva viharul pe care îl va duce a doua oară, pentru cei care acum sunt smerit.
Cine se smerește va fi înălțat. Iar cine se înalță va fi smerit. Eu doresc pentru această biserică, Doamne, lasă-mi o dimoare, un duc de smerenie pe semnologie. Încântate la fiecare, aveți fiecare la oricare dintre noi. Modelul este Domnul nostru, Iisus Hristos. Foarte strântă, ușă strântă, cale îngustă. Ce înseamnă asta? Un standard de smerenie. O cerință pe care o are Dumnezeu. El are o cerință de neprihănire, dar are o cerință de smerenie. Un alt fel de lucru. El are o cerință de blândețe pentru noi. Blândețea, eu așa am spus, terenul smereniei, să fie uitat de lacrimile mocăinței apa, care trebuie să fertilizeze pământul, ca apoi să poată crește plant, să crească plante. Ca să poată crește floarea această rară blândețea, trebuie terenul smereniei și lacrimile mocăinței. Să bude terenul smereniei, să crească blândețea. Blândețea este o floare rară. Știți, Biblia spune că cei din apa se zice rău, ei sunt amare buniată, care aruncă, apare noroi și mâl. Ce frumos, nu am lui Dumnezeu, dacă ești plin de cuvânt, oricât te-ar agita cineva, tu ai cuvânt, nu ai cuvânt, dar ai apare. Ești plin. Inima din dreapta trebuie să mustească de cuvânt. Vedeți, un bunet îl face în apă. Pentru vasul apă, scos și-l stor. Și-mi place această comparație plastică. Scoți buretele și-l scoți. Și el va da apă. Va fi curat, oricât te-ai scoace în apă. O văd odată în apă. Inima unui om în care este cuvânt, oricât l-ai agita, el nu are decât cuvânt. Și este Domnul ce spune mereu în Evanghelie. Am luat cuvântul. Și în continuare, l-a dat mai departe. Domnul era plin, nimic în plus, nimic în minus. Formidabil, nemaipomenit. Să n-ai cuvinte în plus. Zice, omul va da socoteală de orice cuvânt de folositor pe care va folosi din cuvânt. Din cuvintele tale de judecat și din cuvintele tale de discurs fără mine. Omul bun scoate lucruri bune din misteria bună în inimii lui. Mie mai pomenit. Blândețe e un lucru mare. Doamne, ajută-ne să fim blânzi. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Pământul vor fi, va fi moștenit de cei blânzi. Ei vor fi împreună cu Domnul lor. Blândețea este un lucru mare. Și cum se spune Biblia despre blândețe aici în Timotei. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 25 și 26. 24 și 25. Și rog Domnului nu trebuie să certe, să fie blând cu toți. În stare să învețe pe toți. Plin de îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Înnădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Ce frumos! Blândețea! Știți de ce ne compară pe noi poporul de voi? Poioiță și merușie. Singurul animal care nu se poate apăra. N-are nici o metodă de a se apăra. N-are putere să apere. Este turma de voi. Poioiță și merușie. Cel care apără turma este păstorul. Și acesta este marele păstor, Domnul Iisus. Doamne, apără-ne Tu! Știți de ce biserica, turma Lui, o rămas până în 2017 în picioare, sistemele sociale s-au dus, au venit unul, s-au dus, au venit altul și așa mai departe. Împărățiile au venit și s-au dus, dar biserica a rămas și va rămâne până va veni Domnul s-o ducă la el. Pentru că este mâna Marelui Păstor. Știți că noi suntem în mâna Lui, așa ne spune în Coloseni. Ne spune Apostolul Pavel, auziți ce frumos. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Noi suntem în mâna Lui. Din mâna Lui nimeni nu ne poate smulge. De-aia biserica a rămas. Dar biserica aceasta care? Cine rămâne în mâna Lui? Cel care este blând. Nemlenit, smerit, apoi blând. Sigur, sunt și altele, dar vreau să închei cu aceasta. Iar timpul s-a dus. Știți ce spune Biblia în Psalmul 45? Îmi place mult. Zice acolo, ca anul unui scriitor Iisus să fie limba, fie cel mai frumos dintre oameni. Capul este turnat pe buzele tale, da, și așa mai departe, zice, rest, voi invidiați. Încinge sabia podoaba și sclava, da, slava ta, suie-te în capul tău de luptă, șapă blândețea, adevărul și neprietirea. Și dreapta ta să se lucească prin despre minunată. Ce frumos! Auziți cine apără adevărul? Și blândețea, și neprietirea. Mare de războinic, și cine a zis asta? Mare de păstor al oilor.
sora lui și fratele lui de cor, au vorbit împotriva lui. Și mă sunt sora. Nimeni nu i-a auzit. Destinea e comisă în acest standard. Să te vorbească cineva de rău sau de bine, sau de bine, și una joacă în pericol, și totuși să fii imun, să te să-i auzi, dar să nu-i auzi. Să auzi numai ce trebuie să auzi. Și pentru că nu mori să nu la el atitudine, să o pun cum îi aude, ne spune Biblia acolo, război de cuvintează. Și-o chemat-o pe Maria la judecată. Și-o zis, cum v-ați temut să vorbiți în potriva lui? Noi zic, ce mai bun om, ce frumos. Tu nu te apă, dacă ești a lui, nu te apă. Cel ce te apără, te ocrotește, te protejează, este Marele Păstor, este Stăpânul Universului. Încheie aici, sigur, sunt și altele. Un standard de credință, un standard de dragoste, și acolo ne prezent spune, să cunoaște cele patru dimensiunea de dragoste. Lărginea, lungimea, adâncimea, înălțimea dragostei lui. Apoi Biblia ne spune în continuare de alte standarde pe care Domnul le dorește de la noi. Eu mă opin la cele trei. Doresc din toată inima Domnul să binecuvinteze Biserica Golgota. Amin. Doamne, noi am intrat pe ușa strântă, dar ajută-ne în continuare să mergem pe calea noastră. Biblia spune că mulți au început un duhul și au sfârșit o fire voluntească. Doamne, îți mulțumim că noi suntem pe calea ta până aici. Vrem și mai departe să mergem pe calea ta. Vrem să ne luptăm pentru că vrem în final, Doamne, să primim răsplătirea de la tine. Aduc și salutul fraților de la Betel, frații din conducerea, știu că vine seara aceasta aici la Bunedoara, la Golgota. Noi avem un salut, 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Și versetul 7 spune felul următor, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Doamne, vrem să ajungem și la răsplătire. Și în ziua aceea să fim cu tine pentru totdeauna. Amin. Amin.